Ediția din acest an a festivalului Topte se va desfășura în perioada 24-26 noiembrie la Casa Tineretului din Buzău, într-un concept nou. Fiind 40 de ani de la prima ediție, am vrut să facem ceva, nu spectaculos, dar ceva altfel. În primul rând să reușim să-l punem pe parcursul la 3 zile și apoi să încercăm să avem o rețetă care să răspundă unui format pe care am încercat să-l gândim, de să nu fie doar așa o adunătură de formații și o aglomerare de nume pe afiș. Topte reunește pe scenă în acest an figuri legendare ale rockului românesc, foști membri în celebrele formații Phoenix și Cargo, care vor evolua în meșterii rock și Resident X. Alături de ei vor fi formații care au obținut premii importante la Topte de-a lungul anilor, precum Antract, Timpuri Noi, Dirty Shirt sau Altar. Acum lucrăm la... Exact, săptămâna asta se lucrează la desfășurător pe zile, pe ore, pentru că vrem cumva să asigurăm și un alt spațiu al festivalului lângă sala unde va avea loc concertul, să fie un spațiu unde să aibă loc acele întâlniri de meet and greet în care publicul se poate întâlni cu trupele într-un anumit interval, să nu mai fie haosul care este când se dă trupa jos de pe scenă și năvălesc oamenii cu coperți de CD-uri, cu tricouri. Adică să fie o chestie ca din acest an, da? De la ediția din acest an. Adică interesant. Să fie cumva bine aranjat și gradual și foarte clar. Adică de la 19 la 19:30 este antract care dă autografe și se pozează cu fanii. Iar antract intră pe scenă, să spunem, la ora 21. Deci nu mai este nebunia, presiunea aceea pe formație după ce au coborât de pe scenă să fie asaltați de fani pentru treaba asta. La ediția de anul viitor la Festivalul de Rock de la Buzău ar putea susține recitaluri exclusiv trupe rock din străinătate. Anunțul a fost făcut la Campus TV de Tolea Poștovei, unul dintre organizatorii festivalului. Să fie doar trupe de afară, vă doriți? Așa ne-am dorit. Să nu mai vină nimeni din România? Să nu mai vină nimeni din România. Doar din Europa? Doar chiar din state? De oriunde. Da, să reușești, Tolea, cred că ar fi... Deocamdată e un vis. O atracție nu numai pentru cei din toată țara, vor veni și din țările învecinate. Dar aici, în primul rând, e chestie de buget. Totul se duce spre un buget care ar trebui să fie de 3-4 ori mai mare decât ce avem... Noi acum, deși și pentru acest festival, la ce nume sunt pe afiș, costurile sunt destul de mari. Biletele se găsesc pe platforma bilet.ro, dar și la intrare într-un stoc limitat. 100 de lei pe seară costă un bilet, 250 de lei fiind prețul abonamentului pentru toate cele 3 seri. Festivalul Topte este cel mai vechi festival de muzică rock din România. De-a lungul timpului, festivalul a găzduit pe scenă cei mai importanți artiști de gen și a constituit o rampă de lansare pentru multe nume importante ale muzicii rock. Un clip postat pe YouTube de către un buzoian prezintă momente cu totul inedite de la ediția din 1989 a festivalului Topte. Formația Demos, în componența Adrian Vișteanu, chitară, solo și voce. Dan Chiriac, chitară, solo și clave. Edi Zaharia, chitară, bas. Marian Ionescu, tobe. Și Toni Șeicărescu, voce, adică formația Demos. Festivalul Topte, ediția 2023, este organizat de Asociația Her Redivivus și Fundația pentru Tineret Buzău, cu sprijinul primăriei și al Consiliului Județean Buzău.